Croatul Antonio Iacoli s-a transferat la Steaua. Clujenii au cerut 350.000 de euro, iar mijlocașul s-a ales cu un salariu lunar de 10.000 de euro. Sunt fericit că am reușit acest transfer. Steaua este un club mare și mă bucur că am ajuns la un numitor comun. Iacoli este considerat cel mai constant mijlocaș de bandă din Liga 1. La CFR a ajuns în 2014 și a evoluat în 63 de meciuri. 8 reușite are croatul în tricoul vișiniu. Am venit aici să joc la cel mai bun nivel, nu să stau pe bancă. Pe lângă transferul lui Iacoli, Steaua s-a mai înțeles ieri cu portarul celor de la ASEA Târgu Mureș, Eduard Stâncioiu, fost campion cu CFR Cluj. Și golgheterul din sezonul trecut, Cristian Lopez, a dat Clujul pe Franța. Atacantul s-a înțeles cu Lens formație din Liga a doua. Au fost 14 luni minunate. Le mulțumesc tuturor celor de la club care mereu m-au ajutat cu tot ceea ce am avut nevoie. Magazionerii, fizioterapeuții, doctorii, cei din diferite, corpuri tehnice, directive, fotograf, jurnaliști, cei de la întreținere. Tuturor fanilor care m-au sprijinit în orice moment, m-ați făcut să mă simt foarte iubit și nu o să uit asta niciodată. Nu în ultimul rând, aș vrea să-i menționez în mod special pe colegii mei care din prima zi s-au comportat cu mine ca și cum eram unul dintre ei și m-au ajutat să mă adaptez repede. La începutul săptămânii și italianul Davide Petrucci și-a găsit o nouă destinație în Turcia.